Ne-am uitat data trecută la faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru, și-a trimis Fiul în chip omenesc ca să moară pentru păcatele noastre și, de asemenea, să fie un exemplu pentru noi. Și motivul pentru care găsesc că este necesar să scot în evidență faptul că El este un exemplu pentru noi, este pentru că, în general, în creștinism, în comunitatea evanghelică, faptul că el este mântuitorul nostru și că a murit pe cruce pentru păcatele noastre este larg răspândit. Dar cealaltă latură a adevărului, că el este exemplul nostru, abia dacă este scoasă în evidență. Foarte rar găsești predicatori evanghelici care să predice despre aceasta și să explice în termeni practici ce înseamnă cu adevărat aceasta. Printre creștinii liberali se accentuează umanitatea lui Hristos, care îi determină să vorbească despre îmbunătățirea condițiilor sociale, cum să ajute pe săraci și așa mai departe, în mod practic, pe acest pământ. Dar nu se pune accent pe caracterul creștinului. Aceasta este ceea ce scoate Noul Testament în evidență. Noul Testament nu ne spune cum să-i eliberăm pe oameni de dictatorii tirani sau cum să învățăm oamenii să sape fântânii mai bune, sau cum să aibă culturi mai bogate, sau chiar înființarea de școli sau spitale. Toate acestea sunt bune, dar nu despre aceasta vorbește Noul Testament. Când Noul Testament vorbește despre al urma pe Isus, nu este vorba despre eliberarea oamenilor de sub dictaturi, sau să învățăm să sape fântâni și să aibă culturi mai bogate, ci despre transformarea înspre asemănarea cu Hristos în caracter. Ea începe cu individul, nu cu societatea în general. În creștinătatea evanghelică, scoaterea în evidență acestui fapt lasă mult de dorit. Și aceasta pentru că mulți predicatori nu doresc să plătească prețul de a-l urma pe Isus în viața lor personală și să umble pe calea smereniei pe care Isus a umblat, pe calea curăției pe care el a umblat, calea dragostei și a milei pe care el a umblat. Și de aceea nu au autoritatea morală să vorbească despre caracterul lui Isus. Într-o vreme când mulți caută poziție, titluri și onoare în creștinism, uitați-vă la Isus, care a trăit fără niciun titlu. El a spus oamenilor să nu lăsați pe nimeni să vă numească rabini sau învățători. Părinte, lider, nu. Voi toți sunteți frați și toți sunteți slujitori. Așa a spus el. Dar rar găsești în creștinism oameni care vor să-l urmeze pe Isus în acest domeniu. Aceasta face parte din smerenia lui. El n-a vrut niciodată să se înalțe pe sine mai presus decât altă ființă umană. El s-a coborât la nivelul oamenilor. S-a făcut asemenea fraților lui în toate lucrurile. Primul principiu al unei slujiri creștine roditoare este să devii ca și oamenii cărora le slujești. Și dacă vrei să fii un slujitor al lui Dumnezeu de folos și plin de izbândă, așa cum a fost Isus, primul principiu este să devii ca ceilalți. Nu căuta să te înalți în niciun fel mai presus de ceilalți. Nu căuta titluri, onoare, poziție înaltă, nimic mai presus de ceilalți oameni. Poate că ești respectat ca fiind un om evlavios, dar trebuie să te asiguri că nu te înalți față de ei în niciun fel. Trăiește la nivelul lor. Fii la nivelul lor. Caută să fii ca ei. Eu cred că Isus s-a îmbrăcat ca oamenii din jurul Lui. Purtarea Lui și orice altceva a fost la fel ca a celorlalți, în ceea ce privește modul cum a trăit. Dar în mijlocul unei asemenea lumi, El a trăit în curăție. Și în Duhul Lui a fost complet diferit decât ceilalți din lume. A vrea să privim astăzi puțin la puritatea Lui. Am văzut smerenia Lui, dar acum vrem să vedem ceva despre Sfințenia Lui. Sfințenia Lui Isus nu a fost ceva ce a avut în mod automat, fără luptă. Dacă ar fi fost așa, atunci nu ar fi nimic măreț în legătură cu aceasta. Cunoașteți diferența dintre un doctorat câștigat și un doctor onorific? Pentru titlul de doctor onorific, nu studiezi, ci pur și simplu îl primești. Pentru a obține sau a dobândi un titlu de doctor, trebuie să muncești din greu și apoi primești o diplomă. Sfințenia lui Isus i-a fost dată lui așa ca pe farfurie? Nu a trebuit să facă nimic pentru ea, doar a luat-o. Cu siguranță, Sfințenia ta și a mea nu este așa. Noi suntem așa de puternic ispitiți. Ne confruntăm cu ispite așa de mari încât este dificil pentru un creștin să trăiască măcar o zi fără să păcătuiască în gând sau în vorbă sau în faptă sau în atitudine sau în motivație. Tu și cu mine trebuie să recunoaștem că ispita este așa de puternică, te apasă din toate părțile și noi suntem așa de slabi încât alunecăm și cădem în fiecare zi, în mod conștient, dar cu mult mai mult în mod inconștient, fără să-ți dai seama. De multe ori ne dăm seama de o cădere numai după ce am căzut, numai după ce am avut acea atitudine greșită de moment față de cineva, numai după ce a venit acel gând. Acum gândul în sine s-ar putea să nu fie păcat, deoarece poate să fie doar o ispită emisă de diavol, la nivelul minții dar dacă o respingi imediat, aceasta nu este păcat. Aș vrea să clarificăm aceasta pentru ca oamenii să nu se condamne pe ei înșiși. Trebuie să facem diferența între ispită și păcat. Ispita este un gând pus dintr-o dată în mintea ta de diavol. Diavolul l-a ispitit pe Isus la nivelul minții, pentru ca să transforme pietrele în pâini. Dar el a spus nu și n-a păcătuit, chiar dacă gândul i-a venit în minte. Gândul este ca și cum îți spune cineva un cuvânt. Cum păcătuiești? Alcineva îți spune ție ceva. Deci diavolul îți spune un gând în minte. Comunică prin gând cu mintea ta. Și dacă tu îl respingi, n-ai păcătuit. Deci trebuie să facem o diferență între ispită și păcat. Când mintea mea acceptă gândul acela ce a fost pus în mintea mea, atunci păcătuiesc. Atunci sunt de acord cu el. Este ca și unirea dintre un bărbat și o femeie. Atunci are loc concepția și se naște păcatul în mintea noastră. Dar dacă mintea mea nu este de acord cu ispita aceea, acolo nu este păcat. Pot să-mi treacă 10.000 de gânduri prin minte, dar dacă eu le resping, nu păcătuiesc deloc. Isus a fost ispitit ca și noi. Și în mintea lui au venit gânduri de orice fel, dar le-a refuzat. Când eu și cu tine realizăm cât de dificil este, vreau să spun că orice creștin sincer va recunoaște cât de dificil este să trăiești măcar o zi de dimineața până seara, fără să păcătuiești în gândire. Poate în cuvinte ne putem controla, în fapte la fel, dar a nu păcătui cu gândul sau în atitudinea față de cineva, să nu ai o atitudine egoistă sau un motiv egoist de a face un lucru, este aproape imposibil. Pentru că suntem foarte slabi. Și când vedem cât de ușor este să păcătuiești în aceste domenii, atunci vedem ce minune a fost că Isus a trăit 33 de ani și jumătate fără să păcătuiască măcar o dată în vreun domeniu. Dacă tu spui că a trăit așa pentru că avea o sfințenie care i-a fost dată, că i-ar fi fost imposibil să păcătuiască, că avea deja sfințenia aceasta, și din cauza aceasta a trăit așa, atunci desigur nu poate fi un exemplu pentru noi, pentru că noi nu avem această sfințenie primită. Și de asemenea nu putea să ne spună nici unuia dintre noi, urmează-mă. Putea să ne spună, admirați-mă. Și trebuia să ne mai spună, voi nu veți putea să mă urmați niciodată, nici măcar nu încercați, pentru că nu veți reuși. Nu vei găsi niciun verset ca acesta în Scriptură. În 1 Petru, capitolul 2, Petru spune niște cuvinte uimitoare. Capitolul 2, versetul 21. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu ca să călcați pe urmele lui, care n-a păcătuit. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Ai citit aceste două versete împreună? El ne-a dat un exemplu pentru a călca pe urmele celui care nu a păcătuit. Dacă te uiți la pașii lui Isus, niciodată nu îi vei găsi într-o zonă păcătoasă. Totdeauna ei au fost numai în sfințenie, smerenie și dragoste și nu a pășit niciodată într-o zonă păcătoasă. Și Petru spune să călcați pe urmele lui, cel care n-a păcătuit niciodată. Dacă Petru ar predica astăzi aceste lucruri, majoritatea creștinilor evanghelici s-ar întoarce și l-ar numi eretic, un învățător fals. Dar ei nu știu ce să facă pentru că lucrul acesta este scris în Biblia lor. Ei spun că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l iau în serios. Sunt sigur că mulți dintre voi care mă ascultați n-ați luat lucrul acesta în serios în viața voastră. Pentru că, imediat, diavolul vă spune că aceasta este imposibil. Ceea ce Dumnezeu spune că este posibil, voi spuneți că este imposibil. Și sunt de acord, la oameni este imposibil. Dar Isus a spus că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Când apostolii au venit odată la Isus, au întrebat: Cine poate fi mântuit? El a spus: La oameni este cu neputință. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Matei, capitolul 17. Deci trebuie să vedem că Isus a fost ispitit ca și noi. Evrei 4 cu 15 este clar. El a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile. De aceea El ne înțelege luptele și slăbiciunile noastre. Știe cât de slabi suntem când suntem ispitiți. Asta nu înseamnă că El acceptă să păcătuim. Nu. Nu este nici măcar un verset în Biblie care să spună că Dumnezeu ne îngăduie păcatul. El ne înțelege, recunoaște slăbiciunea noastră. Dar nu acceptă păcatul în viața noastră, în niciun caz. El a fost ispitit ca și noi, dar a fost fără păcat. De aceea, spune versetul următor, că putem să ne apropiem și să primim același har pe care el l-a primit de la Tatăl, pentru a birui păcatul. Ce spune cuvântul în Romani 6, versetul 14? Păcatul nu va stăpâni peste voi, deoarece sunteți sub har. Când harul este peste mine, sunt sub har. Dacă harul lui Dumnezeu este peste mine, nu pot păcătui. Harul mă păzește de păcat. Fără har este imposibil. Este ca și când curentul trece prin bec și el luminează. Dar dacă curentul se oprește, se stinge și becul. Dacă harul se depărtează din viața mea, voi cădea în păcat imediat. Dar atâta vreme cât harul este acolo, este ca și curentul care face ca becul să lumineze. Nu este meritul becului, ci este datorită curentului care este continuu. Și dacă harul vine peste mine, apropo, harul vine peste oricine, se smerește. Păcatul nu va stăpâni asupra mea. Este imposibil. Dacă pot să țin o carte așa, în sus, împotriva forței gravitaționale, astfel încât să nu cadă, Credeți că Isus nu mă poate ținea astfel încât să nu cad în păcat? Bineînțeles că poate, dacă mă încred în El. Totul depinde de credință. Dacă nu crezi că Isus poate face aceasta pentru tine, bineînțeles că nu se va întâmpla aceasta. Un orb a venit odată la Isus și a spus, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Și Isus l-a întrebat, crezi că pot face aceasta pentru tine? Să presupunem că ar fi răspuns, nu sunt sigur. Nu ar fi fost vindecat. Sau să presupunem că ar fi spus, cred că poți să-mi dai vederea la un ochi. Ar fi fost vindecat numai la un ochi. Pentru că Isus a spus, să-ți se facă după credința ta. Nu după credința mea, ci după credința ta. Dacă vii la Isus și spui, Doamne, tu poți să ierți păcatele. El spune, crezi că pot să fac asta pentru tine? Tu spui, da, Doamne, cred că poți să ierți păcatele. Facă-ți se după credința ta și ești iertat imediat. Apoi mergi la el și spui, Doamne, îmi poți da biruința asupra păcatelor? Și Domnul spune, crezi că pot face asta pentru tine? Și tu spui, nu sunt așa sigur. Sunt sigur că mă poți ierta, dar nu sunt sigur că îmi poți da biruința asupra păcatului. Și Domnul spune, facă-ți-se după credința ta. Și nu vei avea niciodată biruința asupra păcatului. Deoarece se face după credința ta. Crezi că pot face asta pentru tine? Nu dacă crezi că tu poți face asta pentru tine. Atunci, bineînțeles, răspunsul este întotdeauna nu. Domnul spune, crezi că eu pot face asta pentru tine? Crezi că pot să te țin să nu cazi? Cum spune în cartea lui Iuda, versetul 24. Tu spui, nu, Doamne, nu cred că pot să mă ții să nu cad. Să ți se facă după credința ta și vei continua să cazi în fiecare zi a vieții tale. Chiar și peste 50 de ani. Motivul pentru care majoritatea creștinilor nu au experimentat promisiunea lui Dumnezeu este pentru că ei nu cred. Ei cred o mulțime de alte lucruri care nu sunt scrise în scriptură, precum că poți să ai o casă mai bună, o mașină mai bună, dar cel mai important lucru de care ai nevoie în viață nu este o casă sau o mașină mai bună, ci a fi liber de păcat, de mânie, de pofte de a spune minciuni și alte lucruri rele care te pângăresc, te strică, făcându-te nefolositor în slujba lui Dumnezeu și care te pot duce într-o zi în iad. Scopul nostru principal în viață trebuie să fie urmărirea neprihănirii Lui. Isus a spus, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Asta înseamnă, caută să fii sfânt mai presus de orice altceva. Acesta este înțelesul poruncii din Matei 6, cu 33. Caută să fii sfânt și nu umbla după lucruri materiale. Acestea ți le va da Dumnezeu după cum vede că ai nevoie. Dar astăzi avem un creștinism care nu mai caută împărăția și neprihănirea lui, ci umblă după toate celelalte lucruri. Exact ceea ce a spus Isus să nu caute. Și sunt predicatori care învață pe oameni să umble după el. Proroci falși. Plin de ei în creștinismul de astăzi. Dacă ne întoarcem în Luca, capitolul 2, vedem aici niște cuvinte uimitoare. Dacă vă-aș întreba cine a fost prima ființă umană peste care s-a odihnit Harul lui Dumnezeu. Știți care este răspunsul? Răspunsul este Isus. Când a venit ca ființă umană, a renunțat la resursele pe care le avea ca Dumnezeu. Deși era Dumnezeu, a trăit ca ființă umană. Și ființele omenești au nevoie de har. De aceea citim în Luca 2 cu 40 aceste cuvinte extraordinare despre Isus, chiar de când era copil. Harul lui Dumnezeu era peste el. Și Roman 6 cu 14 spune. Când Harul lui Dumnezeu este peste cineva, are biruința asupra păcatului. Deci în Luca 2 cu 40, când spune că Harul lui Dumnezeu era peste Isus, acesta l-a ferit de păcat tot timpul vieții lui. Așa a biruit păcatul. Mă trebuie să vedem și să înțelegem aceasta. Problema cu mulți creștini este că ei și-au făcut o părere în mintea lor în ceea ce consideră ei că este bine. Fiecare grup de creștini au o tradiție moștenită, ceea ce au învățat de la pastori și liderii lor în biserici și nu vor să schimbe aceasta. Ei citesc un verset și îl pun în teologia lor preconcepută. Rezultatul este că trăiesc continuu o viață înfrântă. Dacă vrei să fii liber, Trebuie să vrei să lași pe Dumnezeu să rupă acele tradiții și să te înveți adevărul. Adevărul te va face liber. Și adevărul este pentru că Isus a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, fără să păcătuiască, Evrei 4 cu 15, de aceea, versetul următor spune, să mergem și noi la scaunul harului, să primim același har care să ne ajute în vreme de nevoie. Care har? Același har pe care l-a primit Isus. A primit el har? Ai spune că din vremea când era copil, harul lui Dumnezeu era peste el. Și până la moartea lui. Citim în Evrei cu 2:9 că prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. El nu putea să meargă la cruce dacă harul lui Dumnezeu nu l-ar fi ajutat să meargă acolo. Din copilărie, Luca 2 cu 40, până la moartea lui, Evrei 2 cu 9, ce l-a ajutat în toate pe Isus? Harul. Harul, apropo, nu este darul nemeritat al lui Dumnezeu, așa precum spun unii oameni că este. Aceasta este o altă definiție nebiblică. Darul nemeritat îl primește orice ființă de pe fața Pământului. Oameni fără Dumnezeu, teroriști. Dumnezeu le dă sănătate, Dumnezeu le dă mâncare, le dă copii. Crezi că le-au meritat? Le primesc fără niciun merit. Dumnezeu își revarsă darurile Lui peste tot felul de oameni. Binecuvântări materiale sau chiar lucruri spirituale. Totul este fără merit. Oamenii din Vechiul Testament au primit daruri nemeritate. Dar Biblia spune în Ioan 1,17 că Harul, a venit numai prin Isus Hristos. Este numai din timpul lui Hristos. Acel har a devenit disponibil și el a fost prima persoană care a experimentat aceasta. Harul lui Dumnezeu a fost peste el și datorită lui a biruit păcatul. A fost un exemplu pentru noi în Sfințenie. Sfințenie înseamnă fără de păcat și este imposibil să ajungi la această stare fără har. Noi trebuie să facem diferența între milă și har. În Evrei 4 cu 15, vedem un verset minunat care spune: Iisus a fost ispitit în toate lucrurile, exact ca noi, dar fără să păcătuiască. Deci, ce trebuie să facem? Este asta ceva care trebuie de admirat? Oh, este minunat că n-a păcătuit. E minunat că a venit în chip omenesc. Nu. Nu este ceva ce trebuie admirat. Este ceva la care să privim și să luăm, astfel încât să facem și noi la fel. De aceea spune în versetul următor ce trebuie să facem. Noi trebuie să mergem la scaunul harului și când mergem acolo, ce primim? În primul rând, primim milă. Toți dintre noi avem nevoie de milă. Iisus n-a avut niciodată nevoie de milă. Mila înseamnă iertare de greșelile din trecut. Cu toții am greșit așa de mult, încât avem nevoie de iertare. Și aceasta se numește milă. Sunt multe referințe în legătură cu aceasta în Vechiul Testament. Mila Domnului ține toată viața. Mila Lui o revarsă din neam în neam. Și așa mai departe. Dar nu găsim niciodată că Dumnezeu a dat har oamenilor din Vechiul Testament. El a avut milă de ei. Astăzi putem primi aceeași milă pentru că am greșit de atâtea ori. Dar Dumnezeu vrea să ne dea ceva mai mult decât milă, și anume har. Harul este puterea lui Dumnezeu care ne ajută la vreme de nevoie. Evrei 4,16 Și vremea de nevoie este atunci când suntem ispitiți. Noi suntem ispitiți pentru a cădea. Și aceasta este de o mie de ori mai rău decât nevoia financiară sau boala trupească. Suntem ispitiți să cădem și în acel moment avem nevoie de har pentru a ne ajuta să rezistăm, să mergem la scaunul harului și să-l primim. Așa cum Iisus a rugat și l-a primit de la Tatăl. Și noi putem merge la Tatăl și să-L primim. Să folosesc o ilustrație. Să ne imaginăm că suntem ca alpiniștii ce urcă pe un munte. Și într-un loc aluneci, gata să cazi. Și te prinzi cu degetele. Dar ești prea mândru ca să strigi după ajutor. Și aluneci și apoi cazi îți fracturezi oasele și stai întins la pământ. Și mai apoi strigi după ajutor. Și ambulanța vine, te ia și te duce la spital. Aceasta este milă. Acesta este ajutor după ce ai căzut. Vi apoi să primești iertare, să fii curățat și să restaurezi relația cu Dumnezeu. E bine dacă ceri ajutor și atunci. Dar există un lucru mai bun. Cel mai bun lucru este ca atunci când stai acolo agățat cu mâinile tale, gata să aluneci și să cazi, să strigi la Dumnezeu după har. Doamne, sunt slab, îmi știu slăbiciunea, am nevoie de ajutor, te rog, vino și ajută-mă acum și vei vedea cum, în mod surprinzător, harul te ridică și te pune pe stânca de pe care puteai aluneca și cădea. Astfel, tu nu ai nevoie de ambulanță, pentru că nu ai căzut. Harul ne ajută în vreme de nevoie. Aceasta nu este doar o ilustrație frumoasă. Dacă ar fi doar o ilustrație frumoasă, nici nu s-ar merita să vorbim despre ea. Este practică și reală. Și dacă nu crezi aceasta, poți să încerci data viitoare. Fă aceasta data viitoare când ești ispitit. În loc să te mândrești și să spui, pot să biruiesc prin puterile mele, mă descurc pe cont propriu. Smerește-te și spune, nu mă descurc de unul singur. Nu sunt în stare să biruiesc. Această ispită este prea puternică pentru mine. Oricare ar fi ispita ta, și tu știi care este în viața ta. Vrei să te smerești și să mergi la Dumnezeu și să spui, Doamne, aceasta este prea puternică pentru mine. Nu pot avea biruință, dar cred că Tu mă poți ajuta să biruiesc. Vin la tronul Tău de har. Te rog, iartă-mă de toți ani în care am căzut în păcat. Dar acum am învățat un secret. Voi veni la tine să-ți cer har înainte să cad. Atunci când alunec, când presiunea este prea mare, voi cere, Doamne, să-mi dai har. De exemplu, să luăm un caz practic. Să presupunem că ești ispitit să te enervezi, sau ești ispitit printr-o presiune imensă să te uiți la pornografie. Sau vin niște gânduri murdare și îți dai seama că aluneci, aluneci, încerci să reziști, dar aluneci. Ești aproape să cazi de pe stâncă. cere lui Dumnezeu și spune, Doamne, vrei să-mi dai har chiar acum ca să pot rezista și să nu cad? Vei fi uimit să vezi cum vine o putere și te ridică și te face să stai pe stâncă fără să cazi. Dumnezeu te ajută să nu cazi. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Vreau să vă spun că Isus a primit ajutor de la Tatăl Său pentru că s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Evrei 5 cu 7. Și a stat în picioare. Și noi putem sta în picioare. El ne spune, urmați-mă. Dumnezeu să te cuvintezi.